If you've come to kill me, I hope you brought friends. Saude, saude! Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou videoclip. Numele meu este Alex, iar astăzi să vă prezint un match cu Yasuo. Mă jucam cu Vărămiu, care joacă pe Volibear în junglă. O să vă arăt un match absolut perfect cu Yasuo mid. Cred că este al doilea match. Primul videoclip pe care l-am postat a fost cu Yasuo mid. Acesta ar fi al doilea videoclip pe care îl postez cu Yasuo mid. Pur și simplu încerc acum să fac climb, să intru în gold cât mai repede dacă reușesc până începe sezonul următor. Ar fi genial, dacă nu, ai. Pentru că e foarte greu, este foarte greu, match de match avem un troll. Dar o să vă explic ce s-a întâmplat în match-ul ăsta, care a fost tot procesul din spate, ce am gândit, cum a fost, bla bla bla. Și de ce am putut să car match-ul ăsta de unul singur, pretty much. Hai să vedem, deci ăștia fac un invade, da? Aici și cea, echipa mea n-are niciun habar. Eu puteam să fiu aici sau puteam să nu fiu, e ok. Opa, Volibear dormea, Vărămiu. Da, e ok, că Thresh a făcut o chestie. Aici iese o nebunie, un exhaust, o bla bla bla. Minionii vin, eu am zis să vin în caz că poate iese ceva. Am avut un match în care am făcut double kill într-un roam din ăsta făcut de echipa dinamică. Dar acum vă arăt imediat de ce e super ok ceea ce s-a întâmplat. Ei vor neapărat să ia red-ul. De ce din punctul meu de vedere... Când faci un invade în momentul ăsta, nu stai aici și iei red-ul. Pentru că uite ce fac eu. Ratez minionii aia fac. Nu e vorba despre asta. E vorba despre faptul că am pușat un wave întreg pentru că sunt Yasuo și am wave clear. Da? Nu cred că merge pe alți campioni. Dar aș da și Pyke seama că ar trebui să vină. Ce fac? Îl văd, îi dau zone. Nu poate să vină, că e frică. Pentru că ăștia-s grăbiți. I vrea să se ducă la wave clear. Nu o să vină să-mi facă gank la level 1. Pyke a pierdut un wave întreg. În momentul ăsta, din punctul meu de vedere, match-ul e over. S-a terminat pentru Pyke. Să pierzi un wave întreg la levelul ăsta este oribil. O să vedeți ce fac level 2. El de-abia a început să facă level 1, cred, level 2. Îl pocuiesc rău de tot. Joacă foarte slab. Hai trebuie să-mi dau pe Yasuo să nu mai trească așa și... Da. Aici îl țin un pic în corzi. Ce-am făcut, practic, l-am făcut destul de low cât să-și dea back, pentru că știe că o să-i dau dive și oricum o să moară. Pentru că asta aș planui să fac, am level 3, aveam Ignite. Nu știu ce summoner-uri are el. Ok, le are pe un 2. Putea să... Pardon? Nu știu, trebuie somn de ora 12. 12 noaptea, dar mi-e somn. Ok, bun. Pyke mai pierde încă un wave. E oribil pentru el. Deci nu mi-aș dori să fiu în situația lui. Bun, aici vedeți, lead-ul este destul de mare, se poate observa. 0-0 încă. Nu cred că e First Blood-ul, tocmai am văzut că First Blood-ul îl face Volibear. Aici pe bot. Eu în schimb îl pocuiesc pe ăsta și tradez cu el. First Blood-ul lui Volibear. L-a furat! Dar e ok, nu contează. O să mergem așa. Cred că îi dau dive? Nu știu, dar văd că cineva tot spamează. Nu știu cine spamează, dar cineva tot spamează. Aici e normal că o să îi mai dau poke. Un auto-atac chiar. Match-urile de melee sunt destul de bune pentru Yasuo. Norocul meu este că avea mastery în junglă. Dacă avea alt jungle care putea să mă bage în hard CC și să mă bată, era nașpa, pentru că nu puteam să pușez atât de tare. Dar pușeam atât de tare pentru că știam că în momentul ăsta, având în vedere că l-am dus pe Pyke atât de în spate, chiar dacă venea mastery, 99%, deci efectiv 99% eu câștigam match-ul. Îl pocuiesc în continuare, Soraka a venit mid și când am văzut chestia asta m-am retras spre junglă pentru că se dorea a se face dragonul, ceea ce a fost foarte fain. Aici o să vedeți cum iau primul double kill. Am dat două bucăți, m-am enervat că dragonul a început să dea în mine, dar oricum am văzut că vin. Ok, mi-a dat-o, frumos, dar le-am dat dodge. Ce fac? EQ pe el instant. Am văzut-o pe Soraka că vine, Windwall. Ăla este play-ul mereu. Am făcut level 6, ceea ce mi-a permis că scăpam și fără level 6, dar mi-a permis să fac double kill-ul. Aici aparent minionii încă dau în mine, pentru că eram în fața minionului mare, vida mea. Dar nu contează. Au, Soraka, all good. Aici în continuare, trade-uri, chestii, trestii, îl tot pocuiesc pe băiatul ăsta, rău de tot. Și cred că știți ce o să fac, cel mai probabil. Nu e atât de greu de dat seama. O să-l omor sub turetă. Sau nu sub turetă. Credeam că îmi dau ultimata. Nu am? Nu am. Dacă o aveam, eu dădeam. Pentru că e prea low.
Și dacă îl mai omor... Cine tot mă pinguiește? Aio, pentru că apăs H, iertați-mă. Nu mai apăs H, îl las așa. Eu pinguiesc singur în momentul ăsta. Ok. Presiune multă. Master este... Level 5. Bine, jungle este level 5. Eu am lead foarte mare, aia e faza. În momentul în care ești în față și știi ce să face campionul și ce să faci cu el, în principiu e... poți să câștigi. Da, na, l-am prins aici și i-am dat ultima ta. QE, instant, cum ești din ultima ta. Păi dau un plate. Pardon, wow. Aici văd că ăștia încă, nu știu, văd că vin și eu. Chiar am venit? Nu cred că am venit. Nu, doar am dat să-i vadă. Ceea ce teoretic ar fi trebuit să ajute. Da, botul meu a zis gen... no te quiero. Nu-i interesa pe ei. Au zis tot să moară de la Pike. Mamă, ce mișto e skill-ul ăsta lui Pike. Eu, în schimb, iau plate-uri. De-aia nici nu m-am dus, pentru că știam că există riscul să murim și să ne stricăm meciul. Am luat play-ul cel mai safe. Prima variantă era să urmăresc play-ul, pentru că eram cel mai fidat. Și a doua variantă era să-mi creez lead și mai mare, ceea ce am și ales să fac. Pur și simplu am rămas pe mid, am dat plate. Acum chiar pot să-l omor pe Pike dacă vreau, dar nu cred că o fac acum. Cred că pur și simplu îi dau poke până... da, îi tot dau poke, 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 poke. Sau chiar îl omor. Sau nu, aici scapă. Dar e mult prea low ca să mai stea, ceea ce înseamnă că pot să iau plate-ul lejer. Din nou, nu mi-e frică de mastery, are level 6, eu am level 9, 10. De-aia stai pe lane și farmezi și nu dai roamuri când nu e nevoie. Dacă ai lead atât de mare ca mine, ai opțiuni. Poți ori să pușezi, iei plate-uri, faci level, mastery are level 6, eu am 10, poate să-mi dea double gank dive, nu contează. Boom, 475 gold, enorm. Mai pușez încă un wave. Farmez extrem de bine, nu știu cât am. 100 în minutul 11, în jur de 10 farm pe minut, ceea ce e perfect, mai ales pe mid lane. Wow. Ce mișto aveți interacțiune. Ok, și mai am undeva o interacțiune super șmecheră care o să se întâmple curând. O să vedeți în curând. Aici am decis să nu mai-mi dau back pentru că... Veți vedea imediat de ce. Ne urmează o bătaie. Pur și simplu să mă bag cu Pike. Am încercat eu ceva, dar tot l-am prins, ok. Am contemplat în a mă duce, dar mi-am dat seama târziu și am văzut că deja au plecat, așa că m-am dus mid să pușez în continuare. Pike ia kill pe Volibear, n-am habar cum și ce iese și cum de... A făcut Volibear o chestie. Am înțeles. Îl bătea, dar na, a mai venit și așa. Ok. Yasuo, hai să vedem. Double kill pe bot, lejer. Am să fac și primul roam. Pentru că doar eu eram în față. Eu am 4 kill-uri din 6, deci... Da. Știam că s-a acolo și se ascund. Ei credeau că n-am habar sau ceva. Nu știu. Ratez Q. Pentru că e destul de ușor de ratat. Mai ratez încă unul, dar nu-i problemă. Pentru că pe celelalte două le nimerim. Mai luăm un double kill pentru Yasuo. Și ghiciți ce? Nu știu ce e în capul lui Pike, aici se întâmplă ceva interesant, adică nu e nimic interesant, pur și simplu nu știu ce e în capul lui Pike. Pentru că vrea să se bată cu mine din nou și o să vedeți că-l bat din nou. Vreau meciul ăla cu Irelia, pe care nu știu dacă vi l-am arătat. Nu v-am arătat mă încă meciul cu Irelia. Trebuie să-l filmez. Da. Hai să încep să vă arăt niște chestii interesante, pentru că deja e pur și simplu dominație totală din partea lui Yasuo și atât. Am dat mid-ul, ca un moment dat mor și dau 700 gold, cred că lui Nasus prima dată, sau lui I, nu lui I. Lui I dau prima dată, o să vedeți. Da, în principiu eu ce vreau să fac este să termin meciul cât mai repede. Pentru că Nasus scalează extrem de bine în late game. Are farm relativ decent. Iar casc? Aici am murit. Da, am fost fericit că măcar am murit și 1000 gold a luat pe mine, mamă, frate. Cum am zis. Nu e bine. Nu dați shutdown-uri random. A, și aici fac că fac un play frumos. Hai să vedem ce fac. Nu știu. Vreau să urmărim toată faza, că nu mai știu ce fac. Sunt destul de obosit, nu știu de ce sunt așa de obosit. Ok.
primul rând iau tureta. Ok. A, ok, mi-am inteles. Gata. Aici l-am salvat, dar... A, a murit, că așa. De la Ziggs. Fac un triple, încă sunt fidat rău de tot. Și cred că dau tureta de pe top. Nu mai țin minte. Da, dau tureta. Cu un pic de ajutor din partea echipei mele. Nu mult. Un pic de ajutor. Și după alegem să plecăm pentru că vine Nasus. O să vedeți o interacțiune în sfârșit între mine și Nasus, dar doar ca să țineți minte. Nasus are 0 cu 1, da? Nu știu cât... 435 de stack-uri, da. Build-ul meu în momentul ăsta deja Bloodthirster și mi-am luat anti-heal, da. Minus 25 asta nu este cel mai mare, dar este. Să vedeți, imediat, uite aici. Ruptă anime fight, da? Îl văd pe Nasus, văd Ditai Wave-ul și am zis că trebuie să-mi încerc norocul la câine. Deci vă rog frumos să vedeți aici cât de balanced e Nasus. Repet, el 0 cu 1, eu 11 cu 2, mai mult gol decât el din toate punctele de vedere. Îmi dă dodge la un Q, dar uitați-vă cât damage îmi dă. Deci eu, contra lui Nasus, mai ratez un Q, aia e partea a doua. Dar a trebuit să mă lupt atât de mult cu el, să-i dau outplay, a venit și Ziggs, aia e partea a doua, și a dat și Soraka ultimata, aia a fost așa. Deci am încercat să scap. Dar Ziggs este... Aaaa! Auzi de zile. Aaaa! Te prind! Aaaa! Uitați-vă lor! Foarte tare campionul. Nu joacă nimeni Ziggs, trebuie să fii bolnav mental să joci Ziggs. Glumesc. Dar e un campion... Na. Am jucat și eu mai de mult Ziggs. Ok, am zis să luăm baronul pentru că vreau să închei meciul odată, pentru că mi-am dat seama că dacă acum mă chinui cu Nasus, când n-are niciun kill, dacă începe și face câteva, o să fie super nașpa. Ideea e că el încă n-are iteme, aia ne-a salvat zi, el are două iteme. Atât. De-aia am putut să mă bag cu el. Bine, eram 1v1, dacă mă ajută și echipa e altceva. Din nou, nu poți, uite și tu, nu poți să închei meciul dacă e Nasus acolo. Poți să-i dai dive, desigur, dar nu știi ce face echipa lor, pentru că au luat dragonul. Noi puteam să luăm soul-ul, dar nu ne-a interesat atât de tare. Important era să luăm cât mai repede baronul și să încercăm să încheiem meciul. Aici, dacă nu mă înșel, îmi dau back, pentru că pot să-mi iau full item. Și arată că l-omor pe masterii. Ce fac? Îmi dau back sau nu? Nu. Adică fac o prostie, sigur, și mor. 100%. Da, aici îi dau primul kill lui Nasus. Că fac eu ceva inteligent. Și Ditai slow, vă rog frumos. A venit Pyke să numerească și el Q, că era frustrat de la cât l-am abuzat în lane. Și... hai să vedem ce se mai întâmplă. Vedeți, am luat Swiss pe momentul ăsta, mai trebuie un item, minutul 25 sunt full build. Pentru că am format 225, minutul 25 plus cele 13 kill-uri făcute de mine. Da. Din păcate nu reușești toate meciurile să le faci așa. N-am primit help de la nimeni pe lane, ca de obicei, 99% din meciuri așa sunt. Mai se întâmplă din când în când cât un jungle să fie mai binevoitor să ajute mid-ul. Ultimată am băgat-o doar pentru că era și pe Nasus. Și bun flash-ul și stun-ul lui Volibear pentru că am reușit să scăpăm de el. O dată ce am murit Nasus, e win. E win, win, win. Build-ul, puteți observa, am mers pe full lifesteal. Chiar ultimul item era Vampiric Scepter pentru că vreau să-mi fac Blade of the Ring King. Dar da, ce m-a șocat meciul ăsta a fost faptul că Nasus, deși avea un item plus buți, aproape mă bătea. Wow, jocul ăsta este foarte ciudat.